nu-și dorea ca eu să devin un om cunoscut. Da, ca și fata lui, nu neapărat cineva sau eu știu cum. Că eu, oricum, eu sunt un om simplu și atât, știi? Dar el nu-și dorea lucrul ăsta și ar fi dorit să fiu acolo, nevăzută, să rămân în Clejan. Ai fost vreodată geloasă? Pe Fugi ei? Și pe, nu, niciodată, pe Marga? Nu. Eu am avut gen așa în sufletul meu remușcări și supărare, pot să spun, vis-a-vis de el, că copiii n-au nicio vină. Bineînțeles. Dar nu știu niciodată cum gândești, de asta te-am întrebat. Da. Poate ai avut o gelozie, anume că ție nu ți-a dat aceeași atenție precum le-a dat lor. Așa a fost situația. Uite, mi-a dat Dumnezeu putere mentală și eu aveam o vârstă mică, fragedă. Și vorbeam ca un adult pe vremea aia. Chiar țin minte că mi-a zis: "O, tu zici că ești, de mi-a zis tu ești un copil bătrân." Mai ales Viorica știa de tine. Ei, n-ai cum să nu știi. Păi, asta când zic. S-au întâlnit la asta nunta respectivă, mama era însărcinată, mai avea exact 2 săptămâni să nască. Și ce a făcut? Cum l-a cucerit? Nu știu, mă, iubita mea, nu vezi că în ziua de azi ori când poți să rămâi singură, cât ai fi de și cu copii și cu ce întâmplă, orice nu trece prin minte, dacă mai pui bază pe ceva și dacă te mai încrezi în ceva. Vine una mai cu tupeu sau mai, știu eu, mai balană, știu cum să zic, știi? Pa, și ai rămas singură. Sunt supărată pe el strict. Și apoi am încercat să mai înțeleg ce se întâmplă. Asta e așa, asta nu e așa și mi-a dat seama, zic că aici e ceva la mijloc. El și-a făcut familia lui, probabil a fost și pus la cale oarecum. Și mie mi-a dat de înțeles, dar mie mi-a dat de înțeles la suprafață că el nu poate mai mult, dar de fapt situația era... Crezi că îl ține în frâu familia? Evident, normal că le-a fost și lor greu să... Gen a vrut să fie așa, o familie frumoasă, fără nicio obligație, familia de vis, știi, de la Hollywood. Da. Da, uite că am venit eu, domnule, am venit, dar... Ai venit și tu acolo, te-ai băgat și tu ca musca în lapte, măi Ramona, de ce te-ai băgat? Da, așa că am și eu ceva de spus, știi? Și atunci nu le-a mai convenit situația. Despre copii, Ionita nu ți-a cunoscut niciodată fetele? Nu, niciodată, nu. Păi dacă el n-a vrut să-mi dea mai recunoscut pe mine. Da, mă gândeam, nu știu, dacă a vrut vreodată să le cunoască că sunt singurele nepoate. Adică Pulgi nu are copii, Marga nu are copii. Sunt singurele nepoate pe care le are. Îmi dai seama că e... Dar nici fetele mele nu m-a întrebat niciodată. Ele au bunicul lor. Bine că acum... Da, dar acolo, pentru tine, știi, să știi tu. Ar fi fost frumos să-ți dai seama că pentru mine ar fi fost binevenit și este binevenit oricând, pentru că în sufletul meu, să știi, vreau să spun un singur lucru, în sufletul oamenilor încercați de viață, nu există răutate. Și ai avut gânduri negre? De multe ori, da. Și, păi da, cât să lupți ca un om? Și cine te-a readus pe linia de plutire? Păi mă uitam pe copii și îmi dădeam referii. Zic, Doamne, dacă se întâmplă ceva cu mine, ce fac copiii ăștia? Eu n-am pe nimeni. Nu, cine? Că nimeni mai bine ca o mamă nu știe ce să facă la un copil, așa, știi? Tot echilibru și toate stările astea le-am depășit gândindu-mă la ei. Dacă nu ești tu părinți, așa, știi? Să fii și tu într-o familie bună. Eu nu eram într-o familie bună. Toată lumea mă știa un copil amărât, un copil cu lipsuri, dacă noi nu aveam nici curent. Fura mama curent, avea o prăjină de vreo 7 metri, știi? Și tot timpul fura curent. Păi am făcut eu mare. Mulțumim Dumnezeu că acum avem. Ramona, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Ce faci? Cum ești? Vă mulțumesc și eu pentru invitație și sunt bine. Cum stai cu evenimentele perioada asta? Cum sunt cântările? Acum este o perioadă puțin mai închisă, să zic așa, pentru că este iarnă, dar așteptăm cu drag să vină, să trecem de post, să începem evenimentele. Avem și acum, dar mai avem mai multe organizări pe afară. De exemplu, am avut acum 2 săptămâni, am venit acasă, am fost în Londra, am avut acolo o petrecere organizată. Mai sunt și acum botezuri cu nunii, ne pregătim pentru la vară, da. Și pentru la anul. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică? Bine, având în vedere că se moștenește, văd, e genetic. Exact, dar bine, la noi este din generație în generație muzica. Când spui clejani, așa cum am mai spus eu, spui muzica autentică, artiști, țambal și bas, de ce nu?
Și este ca o ștafetă. Noi trebuie să predăm mai departe. Mama mi-a predat mie, din tata la fel, din... Și copiii, copiii tăi au și ei înclinația asta spre muzică? La fel fac și eu, da, la fel îmi pregătesc și eu fetițele, pentru că vreau să... Aș vrea pe drumul ăsta să... Oricum, este nativ asta, talentul la noi este nativ, dar să zicem că eu am reușit mai greu, spre deosebire de poate mulți alții. Unde nici n-ai avut susținerea aceea. Nu am avut susținere, de asta vreau să fiu cel mai bun susținător, în primul rând, pentru fetele mele și am făcut cel mai frumos pas, zic eu, pentru ea. Și în afară că ea are un talent foarte, foarte frumos, una din fetele mele, fata cea mare, mare, nu? Da. Am dat-o la liceul, pentru că a depășit, a făcut clasa 8-a și am dat-o la liceul la Dinu Lipati și cântă un alt gen de muzică, muzică clasică, operă. Da? Și, da, și este ceva nou și pentru mine, pentru că chiar nu s-a cântat la noi genul ăsta de genul muzică, ăsta, da. Și învăț, crede-mă că învăț odată cu ea, uite, a avut, a început și ea concursuri, spectacole, am început să merg cu ea prin țară. Super. Pe unde are, da, pe unde domnul profesor o trimite, pentru că a prins foarte bine și muncește, muncește din greu. Și nu vreți să faceți și o piesă împreună, poate de operă? Cine știe, nu de o operă, că bănuiesc că... Avem, iubita mea, am scos, da, chiar super. Acum de sărbători de Crăciun am lansat piesă, chiar dacă cine vrea să o asculte, o găsește pe pagina mea de YouTube, Ramona Manole, oficial cu 2 de F, că am mai avut un cont care... Mi-a fost devastat, să zic așa. Așa. Ți-a fost spart sau cum? Mi-a fost, da, oarecum, blocat, spart, nu știu ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Dar mie, și aveam destui de mulți urmăritori, știi? Dar mie nu mi-e se frică să iau de la zero. Și am pus acolo. Nu am vrut să pun piesele mele pe alte canale, că consider că pot să-mi fac urmăritorii. Da. Și am pus acolo. Chiar acum am scos o piesă cu ea, dar crede-mă că... Am avut emoții cum n-am avut în viața mea. Cred, da, cred. Uite, dacă puteți... Să ascultați și voi când aveți voi timp liber. O piesă cu un mesaj foarte emoțional de mamă. Și eu m-am gândit și la mama, m-am gândit și la ea și ea la mine. Și a fost așa o chestie, da. E foarte frumoasă. Separat că ea cântă, ți-am zis, alt gen de muzică. Da, și îmi spune doamna, e profesoară, Ramona, ar fi bine să o scoți din asta cu lăutăria, cu asta. Ea poate să facă, săracă, să o ce la școală cântă operă, când vine acasă, are pian, am luat orgă. E foarte frumos copilul să crească cu instrument în casă. Eu nu am avut parte de așa ceva, că... N-a fost posibilitatea. N-a fost posibilitatea, da. Da, pe vremea aia. Tot ce auzeam era mama, când cânta singură în casă la rece. Și când a început să mai ieși pe mine, după aia la evenimente, să vedeam pe unchii mei cu asta. Și una e când ai instrumentul tău și faci ce vrei, bazată pe el, chiar dacă greșești, da, și... Da, da. Ca un fel de repetiție. Ei, eu i-am luat ei astea pentru că a fost una dintre dorințele mele. Știți și voi că m-am filmat cu voi și ca fetele mele să nu treacă prin ce am trecut eu. Și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că mi-a dat puterea necesară. Și știi tu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Datorită cunoștințelor mele pe care mi le-am făcut pe la voi, pe unde merg eu, că eu pe unde merg las loc de bună ziua, am reușit lucruri mărețe, să știi. Schimbările au fost radicale, pot să spun. Deși nu credeam. Numai tu știi cât de greu ți-a fost și că, da, dacă, nu știu, ai văzut acolo luminița de la capătul tunelului. Da, aveam... Eu am avut zile în care nu găseam rostul pentru că eram numai pe drumuri, aveam copii, chiar să zic, împrăștiați, că eu acum, după ce m-am despărțit, a rămas fetele cu școala până a terminat Ana clasa 8-a. Eu n-am vrut să mut cu totul cu școala, pentru că mi-era milă și cât de grele sunt schimbările astea pentru copii, le schimb totul așa, parcă mă durea sufletul și așa a dorit, în primul rând, să rămân acolo, să termine clasa 8-a. Și la Clejan? Avea domiciliu la tata lor, lângă noi, da. Câteva sătuce, să zic așa, știi? Ei, și eu m-am mutat la București și eu tot timpul trebuia să fiu, să fiu pe drum, după ele. Pentru că mă trăgea acolo. Eu nu puteam să fac mâncare în casă, nu puteam să mă odihnesc, că tot timpul eram numai într-un stres. Și cum ai luat decizia să le muți pe toate în București? Tatăl lor a fost de acord? Mă crezi că nu am făcut nimic. A făcut Dumnezeu mai mult decât am cerut eu. S-au așezat lucrurile. Eu
am ales și mi-am pus așa ordine. De când m-am mutat la București, să știi că am învățat foarte multe lucruri și am ajuns să fiu mai calm, în primul rând, mai inteligentă, să zic, știi? Am făcut, pentru că nu, ți-am zis, aveam foarte multe stresuri, așa, nu găseam liniștea și am început să fac un curs de dezvoltare personală pentru a-mi găsi echilibru și liniștea. Pentru că dacă ar fi fost după mine atunci, smulgeam tot, făceam ceartă și nu este în regulă cu asta. Și atunci am zis să las lucrurile așa, deși eu le-am câștigat, fetele, le câștigasem custodia. Custodia, da, custodia la mine, dar ei, având gen putere, să zic așa, asupra mea și asupra fetițelor, ei, cum să zice, ei erau mulți și eu una. Și am zis, cum să mă cert eu cu oamenii ăștia, că în primul rând nu este în regulă pentru mine, pentru că eu încă depind de ei, pentru că eu eram și foarte mult plecată cu evenimentele, cu tot ce făceam eu, știi, și mi-a fost și ca un sprijin. Și atunci a fost, să zic, util pentru mine, că le știam în siguranță și am zis, nu trebuie să mă cer cu nimeni, bani încă, trebuie să le mulțumesc. Și el, că dă seama că și pentru el era greu să nu-și vadă copiii. Și m-am pus și în locul lui, știi? Și am lăsat lucrurile așa și s-au așezat singure. După ce le-am câștigat prin judecătorie, am mai stat fetele acolo încă un an. Mă duceam la ele fiecare zi după ele, cu ele. Eram tot timpul, le luam la mine. Făceam tot timpul cum vroiau ei, știi? Că nu vreau să mă cer cu ei și nu vreau să mai am discuții de-astea toxice care să mă afecteze. Că deja eu vedeam viața altfel, știi? Și tot timpul mă lăsam așa, călcată, ca un preșuleț, știi? Făceai cum ți se spunea. Făceam cum mi se spunea. Deși aș fi putut să fac altfel, dar n-am vrut să dau prilejul ăsta. Am zis, lasă că... Să fie liniște și pace, da, să nu să mai te... Da, să fie liniște și pace. Dar cu tatăl fetelor, cum te înțelegi? Nu am nicio legătură. Legătura mea s-a rupt de atunci. Tot ce are de vorbit, vorbesc ei între ei, fetele, că s-au făcut mari, acum nu mai sunt mici. Eu consider că trebuie să-mi văd o viața mea, un capitol încheiat pentru mine. Nu mai vreau nici de bună ziua. Asta așa a fost rău alegerea mea. A fost alegerea mea. Am trecut prin anumite perioade în care nu mai vreau. Nu vreau să afectez, că știi că ce e mult strică. Ce să mai vorbesc? Eu am viața mea acum, probabil că și el pe a lui. Tot ceea ce mă leagă sunt fetele, dar... Fetele s-au făcut mari, acum pot discuta. Important e că, din ce îmi povestești, este un tată implicat. Niciodată eu nu aș putea, deși știu că, mai ales la noi în țară, sunt multe cazuri de genul meu, stai că am câștigat copiii și să nu-i mai vadă tata lor sau să nu mai meargă. Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Că un copil, dacă nu știe și frica tatălui și implicarea lui, poate să te vină așa, să nu te mai asculte și... Crește cu traume, să zic așa, știi? Da. Și prinde ură și potine ca mamă. Păi tu nu mă lăsa să mă duc la tata. Eu nu. Tot ce vreau, eu vor fetele mele, eu le ajut. Le trimit șofer. Acum nu mă mai duc nici eu acolo, că nu mai vreau. Eu mi-am făcut o schimbare în viața mea și am ales decât tot ceea ce, să zic, îmi convine și mie, dar fără să supăr pe nimeni, știi? Mami, vrem să ne ducem. Ok, luați un șofer, vă pun un șofer la dispoziție. Vă duce, vă ia și stați cât vreți voi. Faceți cum vreți voi. Dacă voi vă simțiți bine, eu vreau doar să vă îndrum să fiți bine. Da, să nu spuneți vreodată că eu nu v-am lăsat, că eu nu am făcut. Niciodată, da. Este o mare prostie din punctul meu de vedere să ții copilul de la tată. Și mai ales că el își iubește copiii, știi? Și știi și tu cum este totuși să nu crești cu, este foarte, cu da, tatăl, cu da, figura exact. Paternă. Păi tocmai din cauza asta eu văd lucrurile altfel. Probabil că eu am fost încercată de viață. Și pe mine mă bucură când văd că le sună, că își dă interesul, știi? Comunicare, ei sunt mulți. Dar eu una singură, ce pot să fac eu? Să mă pun să stau de discuții cu ei? N-ai cum. Pentru mine. N-ai cum. Și nici pentru fetele aș afecta și pe ele, pentru că cum de cum ele au crescut acolo, da, în ochii lor. Și am putut să mă descurc așa toată este. Perioada asta. Cum a fost totuși copilăria ta, fără Ioniță, fără tatăl tău? Că știu că a fost și cu lipsuri și cu... Da, o copilărie, să zic, naturală, o copilărie cu multe lipsuri, dar o copilărie sănătoasă. Doar că în sufletul meu a fost multe goluri și cred că și acum mai sunt multe goluri, pentru că nu este ușor să crești fără tată.
Acum toți... Ne înțelegând de ce, pentru că totuși tu ai numele lui de familie, ai fost recunoscută, ai fost făcută din iubire și ulterior ai fost lăsată fără el. Fără el, da. Ai încercat vreodată să găsești explicații, adică în interiorul tău, că tu explicația o știai. Dar am încercat să-l înțelegi. Să-l înțeleg și să... De fapt, nu știu cât înțelegeam eu la vârsta aia când am început eu să-l caut. Știu cât de cât eu vreau să vorbesc cu tata. Și am început să mă duc la el și la bloc, la unde stă, la Clejan și la București. Deci, vezi tu, am fost oarecum respinsă. Nu știu din ce motive, dar am fost respinsă. Și crescând cu durerea asta în suflet, de tată, că până la urmă eu îl văd ca pe tatăl meu, eu nu-l văd. Îl respect pentru ceea ce este, dar eu, pentru mine este tata. Deci el are un nume mare, muncește, eu îl respect pentru tot ceea ce a făcut, este unul dintre cei mai, să zic, buni muzicanți, ca și idee. Tu ai văzut ce bine gândește el și cum pune problema și asta. Trebuie felicitat pentru asta, dar mie nu mi-a plăcut o chestie la el, că putea să cumpărte frumos. Ca lucrurile să fie frumoase. Că nu-i cereai nimic decât atenția lui. Dar eu nu sunt omul care să iau cu japca sau, sau poate când eram eu mai micuț aveam și o nevoie de sprijinul lui. Pentru muzică mai ales. Și pentru că muzică, și tu să te învețe cânti, lucruri. Da. Da, să te învețe, să te ajute, să-ți dea idei. Știi cât contează să ai suportul de la un părinte? Că așa apuci de capul tău și ajungi rău. Știi, dacă nu ești, n-ai un suport acolo. Eu... puteam de, cu foarte mare ușurință să ajung rău. Că e cel mai simplu. Rău ăsta... Aveși calea greșită și uite... Dar imediat, știi cum? Te debarasezi, adică nu te conectezi cu realitatea și cu viața în sine, normală, ce înseamnă. Știi, și atunci eu faci așa, harababă, te apuci de băut, de tura. Bineînțeles, ca și să... Și câte și mai câte sunt, știi? Da. Dar eu cred că astea, eu le-am avut în copilăria mea și am crescut așa, am învățat mama și nu s-au legat de mine lucrurile astea. Dar mama ta ce vorbea despre el? Ce-ți povestea despre el? De multe ori mamele care sunt despărțite din vina bărbatului, să spunem, încearcă să inducă copilului o părere mai proastă sau să spună că n-a fost un tată bun sau nu, n-ai de ce să-l vezi, n-ai de ce să-l cauți. Da, așa este, dar dacă zic ceva, nu mă crezi. La noi în casă nu se vorbește despre el. Nu s-a vorbit niciodată. Niciodată? Și nici acum mama nu mă lasă să vorbesc. Mama, ai văzut la o emisiune, auzi ceva, cum ai vorbit tu de omul ăla? Să-l împace acolo, treaba lui, că el fiecare cu treaba lui. Ce tot vorbești de el? Și eu am zis, știi ceva? Stai așa, că nu e așa. Vorbesc că este tatăl meu. Cine poate să îmi ia dreptul ăsta să nu vorbesc? Și acum a văzut ea că mai vorbești și mai caut eu, știi? Dar ea nu este de acord. Nu se pute seama. La noi în casă nici nu a existat, dar eu crescând și auzind și văzând, eram dornică. Să-l cunoști și să vorbești cu el. Cum a fost prima cunoaștere a voastră când v-ați pus față în față? Una, îți dai seama că nu normală. Mai ales eu că aveam foarte mari emoții când am văzut la Clejan, era micuță și... nu înțelegeam, îmi era teamă de el, că era așa, e foarte serios, știi? Impunător. Impunător, da, și zic, vai să-mi stea de mine, nu s-a luat. Știi, s-a purtat frumos cu mine, dar după asta eu am plecat acasă. Știu că am mâncat cu ei la masă, cu el. Cu ei cu, și cu... Familia lui, și la Clejan. Și cu Viorica și... Până să mute în București, eu mergeam mai des pe acolo. Știi, și după asta s-au mutat. Am fost, oricum mă duceam mai des față de la București, știi? Mă duceam eu singură. Dar după când ai început să ieși în lumina reflectoarelor și să vorbești despre el, că s-au supărat? Sau situația a luat o altă întorsătură atunci, pentru că nu-și dorea ca eu să devin un om cunoscut? Da, ca și fata lui, nu neapărat cineva sau eu știu cum. Că eu, oricum, eu sunt un om simplu și atât, știi? Dar el nu-și dorea lucrul ăsta. Și ar fi dorit să fiu acolo, nevăzută, să rămân în Clejan. Dar de ce să nu se mândrească? Uite, semeni cu el, cânti, ești frumoasă, ai demnitate, ești un om. Da, așa este vita mea, dar având probabil altă familie și are făcut viața, alți copii, alte griji, alte priorități. Ai fost vreodată geloasă? Pe
pe Fuji ei? Și pe, nu, niciodată, pe Marga? Nu. Eu am avut, gen așa, în sufletul meu, remușcări și supărare, pot să spun, vis-a-vis de el, că copiii n-au nicio vină. Bineînțeles. Dar nu știu niciodată cum gândești, de asta te-am întrebat. Da. Poate ai avut o gelozie, anume că ți-a dat aceeași atenție precum le-a dat lor. Așa a fost situația. Uite, mi-a dat Dumnezeu o putere mentală și eu aveam o vârstă mică, fragedă. Și vorbeam ca un adult pe vremea aia. Chiar țin minte că mi-a zis: "O, tu zici că ești, gen, mi-a zis, tu ești un copil bătrân." Ce ți-a zis? Da. Că mintea mea era, eu aveam 9 ani, dar eu vorbeam ca un om mare. Da, vorbeam despre viață, despre lucru, despre, știi? Și atunci eu am înțeles din prima că nu are legătură una cu alta, știi? Eu am fost supărată pe el strict. Și apoi am încercat să mai înțeleg ce se întâmplă. Asta e așa, asta nu e așa și mi-am dat seama, zic că aici e ceva la mijloc. El și-a făcut familia lui, probabil a fost și pus la cale oarecum. Îndoctrinat. Și mie mi-a dat de înțeles, dar mie mi-a dat de înțeles la suprafață că el nu poate mai mult, dar de fapt situația era... Crezi că îl ține în frâu familia? Evident, normal că le-a fost și lor greu să... Gen, a vrut să fie așa, o familie frumoasă, fără nicio obligație, familia de vis. Știi, de la Hollywood. Da. Da, uite că am venit eu. Domnule, am venit, dar... Ai venit și acolo. Tu acolo. Te-ai băgat și tu ca musca în lapte, măi, Ramona. De ce te-ai băgat? Așa că am și eu ceva de spus, știi? Și atunci nu le-a mai convenit situația. Deși eu m-a părut din prima... Primele mele apariții au fost... Dar se știa de tine fel. De atâta timp, adică mai ales Viorica știa de tine. Ei, n-ai cum să nu știi, păi asta când zic. S-au întâlnit la asta nunta respectivă, mama era însărcinată, mai avea exact 2 săptămâni să nască. Și ce-a făcut? Cum l-a cucerit? Nu știu, mă, iubita mea, nu vezi că în ziua de azi ori când poți să rămâi singură, cât ai fi de... și cu copii și cu... se întâmplă... Orice nu îți trece prin minte dacă mai pui bază pe ceva și dacă te mai încrezi în ceva. Vine una mai cu tupeu sau mai, știu, mai balană, știu cum să zic, știi? Pac, și ai rămas singură. Nu știu ce să zic, acum nu știu ce au trăit, că nu vreau să vorbesc de mama de bine, știi? Nu știu ce a fost, dar indiferent de ce s-ar întâmpla în cupluri, de viața de zi cu zi și mai ales când e vorba de copii, vorbim totuși de viața unui copil. N-ai cum să... Ce vină aveai tu? Da, n-ai cum să îi impui, băi, eu urăsc, crede-mă că urăsc din tot sufletul meu când aud cu de-astea, așa că mai văzut și eu. Și dacă eu am crescut fără tată și a fost tatăl meu luat de lângă mine, gen, și mi-a luat dreptul de a-l vede, de a sta lângă el, de a vorbi cu el, că sigur i s-a impus treaba asta. Da? Eu urăsc genul ăsta de femei care zice, a, păi nu, gata, termin cu copiii. N-are nicio legătură cu copiii. Când... iubești o floare, iubești și spini, știi? Da. Și în primul rând că avem un Dumnezeu asupra capului nostru și trebuie să... Păi, frate, stai puțin, că viața asta, viața e o carbă. Dacă eu îi impun omul ăsta, păi mă vede Dumnezeu, știi? Eu așa văd eu. Asta așa și este. Nu sunt de acord cu treburile astea și care face așa, chiar dacă o femeie care e lăsată cu copii și... care suferă, că să-ți creezi lacrimi pe fericirea unei femei, să o abandonezi cu copiii așa și tu să n-ai niciun stres, ea, dacă ea nu poate să-ți facă ceva, să face Dumnezeu, să știi. Așa da? Și eu am văzut multe situații astea tupeiste, să zic. Da? Și probabil se aplică și în cazul tău acum, poate stai cumva în teamă, uite cum ești cu partenerul tău, ai chestia asta, o traumă, nu știu, să-ți fie frică, poate să-l lași să iasă și gândindu-te că poate vine altcineva, tupeist. Dar oricând se poate întâmpla asta, dar eu nu-l țin în lesă și mi s-a întâmplat chiar acum de curând. De fapt de curând, mai la început, că eu am 2 ani cu el. Cu Adi, da? Cu Paris. Zice, nu mai îmi zi Adi, nu mai îmi zi Paris, nici mie Adi, vreau că așa te știu. Și la începutul relației, așa, fără să vreau... Am intrat, am văzut, am primit așa un să-mi prindă mesaje, cap tu, te mir aici, știi? Și am zis, ce să fac acum, știi? Eu, crede-mă că eu n-aș putea să țin pe nimeni niciodată, deci pe forța lângă mine. Mă, nu l-am văzut sau cu vorbea ea. Vorbea cu ea, da, că asta a fost chestia care m-a făcut să depășesc, știi? N-am văzut să vină gen la noi acasă sau să ducă cu ea, să-mi trimită de previn hotel, ceva, știi?
niște capturi printr-o dată. Astea sunt femei, da, care vor să facă rău. Acum și fata aia, dacă era o fată deșteaptă, nu trebuia să-mi trimită. Că dacă vrei să faci rău unei femei, nu așa se face. Ia-l tu, ia-l subtil, fără să-l mai văd eu dacă ai puterea asupra lui. Poate a vrut să-ți facă un bine. Ce bine? Păi da, zice, auzi, știi ceva? Vezi că te mănâncă de bani. Vezi că mai bine banii care îți mănâncă el... Investești, o zise mila de fata mea, investești în fata ta. Vai, ce miloasă ești tu, dar cine ești? N-a vrut să-mi dea poză cu ea. Toate printurile după cont fals, era un cont fals care ți l-a trimis? Cred, da, mi-a trimis, adică un cont. Adică nu știai pe ea cum arată. Nu știam, dar și printurile care le-a trimis, ea și-a pus minimă de asta, emoticon, pe fața ei, știi, lăsă doar pe el. Doar ca să mă agite, probabil. Și atunci i-am spus, raca, de tine te-a prins mila de mine, știi? Și știu că am apucat să discut cu el atunci, că e mirea, ce crezi? A doua zi a trebuit să plecăm la un eveniment cu avionul în străinătate. A trecut vineri, sâmbătă, duminică, luni. Am uitat. Gen, știi, eu vreau să vorbesc cu el să mă cer. Sau... Nici nu mai avea rost să te ceri, da, bătă, am uitat. Pentru că el stătea de dezlipit de mine și eu am zis seama, eu, indiferent ce probleme am, mă conectez cu oamenii. Că... Da, ai mai aflat după, nu știu, ceva vreun... De ea? Nu neapărat de ea, poate și de și am, totuși am ținut situația sub control și când am ajuns acasă am stat de vorbă cu el. Și am spus, uite cum stau treburile, eu nu te țin cu forța lângă mine, nu te-am ținut niciodată. Eu nu am venit la tine și ți-am zis, ia-mă, că nu are cine să mă ia. Da? Am fost de comun acord împreună să facem, nu știm ce vom face, dar să trăim frumos. Pentru că pentru mine fiecare zi e ca și ultima. Eu vreau să trăiesc frumos, da? Eu nu știu ce se întâmplă mâine. Eu nu mi-am făcut tot ce știu, că astăzi trebuie să fiu bine, liniștită, să am grijă de mine și de familia mea, da? Nu am nevoie de stres. Eu nu am nevoie de... Eu am nevoie doar de liniște. De ce vrei tu să-mi agiți liniștea? Și că eu am multe de făcut. Am și o viață foarte tumultoasă, am multe responsabilități. Nu cred că merită așa ceva. Vrei să te duci după ea, du-te frumos, unde ți-i drag. Că decât să stai, e valabil pentru toată lumea care o să ne urmărească. Eu nu știu, frate, cum e asta. Stai cu un om în pas și te gândești la altcineva. Da, nu te ține nimeni cu forță. Da. Adică, nu, hai să... Eu, stai seama, hai să fim fericiți, de ce să ne complacem? Că la câte am pătimit eu în viața asta și la câte mă învăță pe mine viața, eu exact așa văd. De ce Dumnezeului schinui sufletul când poți să stai lângă la care ți-i drag, nu? Da. Fie bărbat, fie femeie. Și nici pentru copii nu văd să te chinui. Nu mai văd să te chinui. Lasă că este Dumnezeu și muncești și crește toată lumea în de bine ordine. De rău toată lumea crește așa. Da, dar decât să stai în agitație, aolo m-am mințit, aolo mă înșeală, să pleci. Noi suntem lăutari. Ce ar fi să ducă el? Că stai seama, eu am grijă să fie îmbrăcat, apretat. Eu îl respect pe el, știi? Eu mi-am luat obligație față de el. Și el să-și bate joc de mine. Păi cum îmi vine și mie, nu? Și au să plec cu frica, au lăsat cele la cântare și le-a vânat mai bine acasă. Nu, frate, iubești pe cineva, du-te cu Dumnezeu. Dar bineînțeles. Că și eu, dacă mi-ar fi gândul în altă parte, ți-aș pune stop. Că nu poate nimeni să mă mai ghideze. Am atâta încredere și putere în mine, încât pot să trec peste orice. Am trecut eu, ți-am povestit că am avut perioade în care mă duceam la copiii mei în vizită. Le duceam tot ce aveam nevoie și plecam ca un străin, pur și simplu. Dar eu îmi dădeam starea asta. Să simtă. Da. Și pentru mine totul era frumos, dar sufletul meu era praf. Clar. Eu am avut, cred că am exact 10 ani de când nu mai sunt în familia lor, știi? De când sunt acolo. Ei, cred că era 15 ani cu el. Da. Adică tu te-ai măritat foarte devreme. Foarte devreme. La 17 ani am avut o pană. Și mi-am petrecut foarte mult timp cu ei acolo și după perioada asta, zice. Și el câți ani avea? El e mai mare cu 8 ani ca mine. Uh-huh. Nu vreau să calculez cât avea. Da. Nu mă interesează. Da. Așa, dar oricum, nu asta conta. Și am putut să mă echilibrez și să, că totul, noi ne dăm stările astea din minte. Pentru da. Mine era ca totul era, dar de fapt nu era nimic normal, dar pentru mine era normal. Mă bucuram că ele sunt sănătoase, ca orice le trebuie, că eu pot să muncesc. Să le aduc, să le susțin, da. Știi? Da. Erau acolo supravegheate de toată familia lui. Știi? Și atunci a fost măcar okay ai fost mine. Liniștită că ele da. Erau bine, iubite. Păi nu aveam ce să fac. Și dacă le luam atunci perioada aia, trebuia să plătesc pe cineva să vadă de ele. Și nu e ca al tău, știi? Al tău e al tău, indiferent de ce era. Fetele erau iubite da, de ei.
Și atunci pentru mine a fost... Te-ai complăcut în situația aia până s-a putut face ceva. Dar știu că, uite, când ai avut 15 ani, acum de curând povesteai tu că tu te-ai măritat din cauza lipsurilor și că credeai că acest pas îți va îmbunătăți cumva viața. La noi. Știu că așa e și de român. Da. Când crești și mai ales dacă revine înapoi, dacă nu ai suport, dacă nu ai și tu părinți, așa, știi, să fii și tu într-o familie bună. Eu nu eram dintr-o familie bună, toată lumea mă știa un copil amărât, un copil cu lipsuri, dacă noi nu aveam nici curent. Fura mama curent, avea o prăjină de vreo 7 metri, știi? Și tot timpul fura curent. Păi am făcut eu mare, mulțumim Dumnezeu că acum avem. De toate. De toate. Dar stai că o să spun ceva acum, recent, să-mi aduce aminte de mama. Așa, și când crești, eu văzând, ți-am zis că eu am avut așa mintea mai dezghețată, așa, am văzut că dacă crești așa, n-ai cum să fii altfel, știi? Așa, și vedeam că tot ce se întâmplă în jurul meu era legat de a avea familie, de a fi la locul tău liniștit. Ei, eu lucrurile astea nu le aveam, pentru că mama a plecat tot timpul la nuntă și eu trebuia să rămân acasă singură. Și a început prima dată, știu că m-a luat la o cântare și nu mi-a convenit. M-a ținut până dimineața. Uh-huh. Eu deja crescusem, eram slăbuță, copil, îți dai seama. Și deja început să se uite lumea pe mine și mie nu mi-a convenit treaba asta. Și am venit acasă și mi-am pus niște semne de întrebare și am zis, tot tu de crezi că mă duce amintea? Și mă gândeam, uite, dacă n-ai tată, trage lumea de tine, știi? Și atunci e foarte greu la noi să te măriți și să nu fii cu minte, să nu fii domnișoară. Nu te mai bagă nimeni în seamă, ești pusă la colț, la zid, știi? Așa erau. Și atunci sunt principiile. Așa sunt principiile, da. Și eu atât de mult mi-am dorit să nu se întâmple ceva rău cu mine și să pot să țin de tradiția asta. Să nu faci minte. Familia de râs. Familia, că mama oricum vedea viața altfel, nu prea o interesa. Mama o interesa să fiu bine. Să cânt, știi? Și nu ținea de principiile astea. Nu ținea, mama a fost deșteaptă în felul ei. Deschisă, altfel. Dar eu crescând, că dacă ea mă lăsa la surorile ei, crescând cu asta, am zis, ei, nu-i bine ce se întâmplă. Mama gândește într-un fel, eu gândeam mai mult, mai rău, tradițional, știi? Și atunci am zis, ca să n-apuc să mă duc să cânt și să întâmple ceva cu mine, că nu dai seama, nu știu ce se întâmpla, dar am zis, pentru că eram tot timpul familiar, îmi doream familie mai mult decât cântarea, știi? M-a luat cu ea la câteva anunci și nu prea îmi plăcea, din cauza zbociumului care îl vedeam, știi? Și atunci am zis, ei, nu-i bine, eu ca să scad din toate astea... Trebuie să mă mărit, trebuie să-mi găsesc un bărbat. Și l-ai găsit pe... Și neavând minte, probabil, că dacă nu vorbeam cu nimeni, nu avea cine să mă învețe și pe mine anumite lucruri. Păi stai că dacă te duci să cânt... Eu așa vedeam, pentru că mi se implementa mintea. Oh, păi nu vezi că măta cântă? Păi și nu vezi că stă numai plecată? Nu vezi că nu e măritată? Nu vezi că... Ea săraca cânta. Dacă vedeai, crede-mă că dacă vedeai cum se strângeau mașinile la noi, se făcea coadă să vină lumea să o angajeze să cânte. Era una dintre cele mai bune cântărețe de acolo, din zonă. Și acum mai este, dar eu zic de perioada aia. Că și acum are același taraf, e la fel. Da. Și toată lumea, ea săraca, era o meserie și o meserie frumoasă ce făcea ea, artistică, dar tot era văzută rău, știi? Că toți de acolo aveau familii, copii. Și era singură. Ea era singură și am zis, ei, eu nu vreau să mi se întâmple asta, mai bine decât să trăiesc, să râdă țiganii de mine. Și eu singură, deci mi-am făcut un plan singură, mintea mea, fără să vorbesc cu cineva. N-aveam curaj să-i zic lui mama sau, știi? Și atunci... Ai vrut să fie acoperită. Da. Lasă că mă pun eu la casa mea și nu îmi zice mie nimeni nimic. Da. Și ce crezi? M-am luat și am stat acolo. Am avut... Acolo s-a schimbat totul, că până la urmă și viața nu depinde doar de părinți. Mai e și cum nu facem noi, valabil pentru fetițele care mă văd, știi? Că și un părinte, ce să-ți facă un părinte? Dacă toți le mai faci cu mâna ta... Așa este. Eu asta e ceva care acum îmi pare rău. Îți pare rău că ai făcut decizia aia? Nu-mi pare rău de copii. Îmi pare rău că am pierdut cei mai frumoși ani. Ai mai fi putut să stai puțin? Păi cum să te măriți la 15 ani? Na, ei mi-au făcut buletinul. Da, ce știam eu? Că m-am trezit acolo cu vacă, cu cal. Mama n-a crescut în viața ei, o găină. Da, vrea să mănânce ceva cumpăra sau... Ziceai că o să-mi povestești ceva de mama ta acum. Da, deci acum ți-am spus că perioada cu lumina, cu astea, noi furam curent. Ea
Probabil că și domnii de la Inel știau de situația noastră, dar ne trecea cu vederea, știi? Că rău se face repede. Acum eu crescând și toată perioada asta am schimbat, eu am făcut-o, nu știu cum e așa, Dumnezeu, crede-mă că, mie vine să cred că sunt eu și că eu am făcut lucrurile așa într-un fel, după mintea mea, știi? Și mi-am început și eu, am făcut la casă, mi-am făcut căsuță, condiții. Și acum, noi având sobe din astea vechi, cum erau la noi tradiționale, am dat sobele, că am zis, mamă, gata, nu mai ne modernizăm, punem și noi calorifere în toată casa. Da. Și eu am dat rămâne, m-am apucat eu acum un an, crede-mă că am făcut o schimbare din asta. Băi, mamă, ce faci, îmi dărâm casa? Mergi pe mâna mea. Și a zis, știi ceva? Fă la tine ce vrei, fă tu unde vrei, că oricum mă înțeleg cu tine, că dacă erai băiat, nu erai așa. Dar mie lasă-mi soba mea aici. Și zic, bine, hai că-ți las eu o sobă. Restul le-am rămas și că n-am pus noi calorifere. Acum, când vine iarna, zic și eu, mama, eu m-am mutat la București de vreo 4 ani, știi? Și zic că una din fetele mele este la ea la școală, că ea a crescut-o de la 3 luni, știi? Eu am avut pe ea și mamă și tată, da, și suport. Da. Mai a avut pe ce este bazat. Da. Așa, și de dragul vieții, de dragul familiei, a trebuit să mă adun, să mă echilibrez, să învăț, să fiu familistă, să nu le lipsească nimic, să aibă și ei tot ce le trebuie. Așa, și am zis, mamă, vreau să dai drumul la căldură, te învăț eu, uite, facem așa, punem lemne și să încălzești toată casa, să vezi cum stai ca o doamnă. Da, se duce mama la centrală și pune două lemne și zice, centrala asta nu e bună, arunc-o. Și era așa fric, zic, măi, mamă, dar trebuie să umpli asta odată și nu mai bași toată ziua, că se face cald. Auzi, ceva, iau și aruncă că eu îmi fac cald în soba mea. Nu vreau eu să am de-a face cu asta, ai adus butelia asta aici, sare pe mine. Nu știa. Da, și nu vrea, e așa cum, nu vrea. Trebuie să am pus pe cineva, că nu știu acolo sau când mă duc, că am fetele, am fata la școală și trebuie să fie frumos, să fie cald, să fie casa primitoare. Ea nu vrea să aibă de-a face cu așa ceva, ea e foarte autentică. Da, dar e foarte bine, lasă că știe ea cum se descurcă până la urmă. Foarte că... bine. Și am zis, numai, gata, îți las asta așa și voi pune, am pus încă un calorifer care e pe curent. Și când pun pe cineva, mai face focul. E utilul cu plăcut, așa că dacă tu nu stai acolo... Ea nu și-a mai refăcut viața după Ionită, nu? Nu, să știi că nu. Am mai pus și ea, a avut pe cineva, dar nu, n-a interesat-o. Nu știu din ce motiv, nu știu ce o fi în sufletul ei, că îți dai seama că nu a trecut... Așa ușor peste. N-a trecut ușor, da. Și a vrut să rămână singură. Nu știu. Dar tu ai îndemnat-o să își găsească pe cineva? Adică ai zis, mamă, cred să că... Să știi că, uite, eu nu am așa o legătură prietenească despre lucruri de-astea mai sensibile. Mm-hmm. Și asta e un lucru, cred că, nu bun pentru mamă și fiică. În schimb, eu cu fata mea, cu fetele mele, vorbesc toate alea. Probabil că a fost și mine aici, când eram eu mică, că nu prea vorbea că nu cu mine. Nu comunica lucrurile astea cu tine? Nimic, nu. Adică nu te învăța când era vorba de... M-a tratat așa, ca pe un copil, ca pe blasă și pe asta, că e aici. Mă vedea în casă tot timpul, știi? Da, adică a fost lipsă de comunicare. Ea tot timpul pleca, știu că pleca, venea, iar pleca. Mă știa acolo, aveam același drum în fiecare zi, pe aceleași chestii. Dar nu prea comunicam. Noi comunicam de altceva, de trip, da, eu, da, mai ales cu ale mele. Du-te, vezi că te trebuie să o plătești aia, să cumperi aia. Adică nu erau discuții atât de importante care să pună amprenta mai târziu. Și ea, ce crezi, avea și mare încredere în mine, știi? Dar... Având în vedere că la 9 ani aveai niște conversații de adulți, ea zicea, lăsați-o că știa ce face. Avea încredere în tine, erai deșteaptă. Ești deșteaptă, că până la urmă uite cât ai reușit în viață și... Cu ajutorul lui Dumnezeu. De la Dumnezeu, da, și cu școala. Dar credeai vreodată că o să reușești, având în vedere că știu că la un moment dat spuneai că ai ajuns să și cerșești? Da, am fost în Anglia. Era o perioadă și nu cântam eu atunci. Gravid, aveam 7 luni. Și ți-am zis că fetele mele erau supravegheate de familia lui. Eu rămăsesem cu sarcina. Luasem fetele la mine, după aia le-am dus înapoi, că alegeam doar ce era bine pentru ele. Da. Le erau pe primul loc.
Și am zis, trebuie cumva să fac să fie bine toată lumea. N-am cum să... Nu îmi permit, mă, iubita mea. Uite, și în momentul de față, pentru mine moartea e un lux și tot ce înseamnă lucrurile astea ușoare, astea sunt luxuri. Să bei, să te droghezi, păi dacă ai bani și așa, le faci pe astea, dacă îți permiți, știi? Dar mai bine să nu le faci. Da, mai bine să nu le faci, da? Așa. Astea sunt lucruri ușoare, căi ușoare, care le poți alege. Și atunci am zis, trebuie să fac cumva să mă implic, să... De acolo am început. Că de acolo a început totul. Trebuie să mă implic, să-mi am grijă de familie. Și am luat-o ușor. Am plecat în Anglia cu, ce crezi, cu o traisă din asta. O traisă, mi-a dat mama o traisă. Aveam două, trei schimburi acolo. Un drum care nu-l cunoșteam, care nu știam. Și ai luat o decizie asta așa? Da, am luat decizia. M-am dus ca nemț. Aveam o singură cunoștință acolo. Și când am ajuns acolo, am început așa, știi, să văd. Credeam că acolo se poate, știi? Se poate să te descurci pentru cei de acasă. Că toți românii noștri sunt acolo și sunt plecați. Și se pare că țara noastră este una destul de frumoasă, dar cu mai puțin ajutor. Că și statul ăsta al nostru, uite, și copiii mei nu-i ajută, nu e ok, știi? Da. Că e greu, mai ales pentru o femeie singură. Am și o dorință, am visuri cu fata mea, cu copiii mei, cu fetele mele. Îi învăț să ducă la școală, dar dacă statul nu-i ajută, e greu, crede-mă. Și am plecat acolo și oricum nu mă interesa de nimic. Eu aveam doar, am avut un scop de atunci. Am zis eu, copiii mei trebuie să fie bine, că asta mi-am propus și nu contează ce întâmpin și ce se va întâmpla cu mine. Eu am un singur scop, copiii mei trebuia să aibă tot ce le trebuie și să fie bine. Mama și copiii. Și pentru asta ai ajuns să și cerșești numai ca să fie bine. Și asta am făcut, dar crede-mă că eu n-am știut niciodată că o să apară astea în... Că a apărut virale, a apărut la televizor. Eu am luat, am văzut, mergeam pe o stradă și vedeam... Am văzut pe cineva că stă pe un scaun și cântă. Și m-am prietenit cu ei. Ce faceți aici? Cum faceți? Eu aveam un scop, să dai seama. M-am oprit acolo și mi-a zis, uite așa, uite așa, eu fiind gravidă. Sunt mulți, vreau să fac o paranteză și să spun că sunt mulți artiști. Și eu nu o consider o cerșătorie. Care cântă pe stradă și... Sunt țările pline, pretutindeni. Eu, Franța, Germania, am văzut acum recent mare țambalagist în Elveția, cânta la stradă. Pentru... Și mulți, să știi că așa s-au și propulsat în... Dar și taraful nostru de la Clejani, când merg la spectacole, cântau la terase, cântau la stradă, pe stradă. Se făceau concerte pe în jurul lor. Și ai făcut bani? Și am zis acelui om care era în vârstă, uite, am o situație așa, nu pot să muncesc. Deci mă plictisisem, cânta mama și îmi trimitea banii de acolo, de aici, acolo, ca să am ce trebuie. Da. Și să te-ai cu chirie, probabil. Trebuia să plătesc chirie, da. Plăteam... Și sunt destul de mari chiriile acolo, știu. Stai într-o cameră cu mai mulți oameni în casă, adică... Eu stăteam într-un living. Și acolo erau paturi, saltele, dar nu cont, pentru mine conta să am unde să dorm. Să dorm, da, și atunci nu mă impermiteam să stau numai degeaba, că intri și în depresie, oricum țara aia e una... Da, este rege, tristă, așa. Tristă, nu știu, îți dă o stare și eu necunoscând multe acolo, am rugat pe domnul ăla să mă ajute și ce crezi, mi-am cumpărat un acordeon și exact din a doua zi am început să fac ce făceau ei, mă, dar eram gravidă, asta era grav. Că ai văzut că sunt fete care sunt însărcinate. Aoleu, mi-e rău. Eu nu știam că mi-e rău. Nu știu, acolo ploua, ningea, ce se întâmpla. Și ai născut în Anglia? Eram acolo. Nu, am născut acasă. Ai venit înapoi în România și ai născut. Am venit cu niște colegi de-ai tăi. De atunci am mai plecat. Că nu știu cum s-a întâmplat, cineva m-a recunoscut. Dar eu eram fericită tare de tot. Că începusem să fac bani. Ce cântam eu cu vocea, cu acordeonul. Ce învățasem eu acolo. Niște chestii care cred că nu înțelegeam nicio ce făceam, știi? Dar atât de mult aveam satisfacția că făceai bani. Eram fericită, mă. Fericirea mea era acolo că eu cântam. Și e foarte frumos când faci ceea ce îți place. Nu știu dacă făceam, dați seama că nu făceam bine gen așa. Nu eram profesionistă la instrumentele astea, dar eu eram fericită. Mai ales că făceam ce îmi place și că primeam bani. Mă, și crede-mă, primele zile am făcut... Făceam 70 de lire, 50, îmi dădea oamenii că mă vedeau însărcinată. Da, era și mai emoționat. Și într-o dată mi-a făcut cineva o poză și a trimis-o pe la voi prin redacție, a apărut virală și de acolo a venit o echipă de televiziune și m-a luat de acolo, am filmat cu ei, că mie nu mi-era rușine, știi? Nu știam ce înseamnă rușine, mai ales că... Da,
Și de acolo. Și s-au legat toate. S-au deci legat persoana toate. Care a făcut poza a făcut dacă, un bine, de dar fapt. Dar știi că am primit mesaj, știi, Ramona, că uite, eu sunt, n-am vrut să zic atunci că mi-era și milă de tine și nu vreau să-i supăr, eu ți-am făcut poză și am vrut să-ți fac un bine. Și uite că ți-a de acolo a pornit totul, știi? Și dar, te-a ajutat oarecum, adică... M-a ajutat, da, dar a fost și ceva care, mă, când ești foarte dornic și dorești lucruri și mai și muncești pentru ele, că n-a fost gen bine de atunci, din prima, am născut, am avut o perioadă mai închise. După aia eu iar am plecat, zic, gata, am născut, știu că am stat 3 luni cu asta mică, de la 3 luni am stat-o cu mama, dar n-am lăsat-o de drag de asta. Cum la noi toată lumea vorbea, așa lăsa copii, cum sunt țiganică, nu da. Scăpasem de mediul ăla. Da, da, da. Dar eu... Te judeca lumea. Toată lumea mă judeca, și-a lăsat copii și-a plecat în angă. De ce? Că am plecat, nu mai veneam. Dar eu i-am lăsat să vorbească și în timp lucram cu fapte, îmi îngrijeam familia așa. Și vreți mă să fac dacă eu nu am pe nimeni? Ce, cât să las greu pe mama? Dar ai intrat vreodată în depresie? Ai avut nevoie vreodată de ajutor? Păi îți dai seama că toate acumulările astea și tot ceea ce am trăit eu și cea mai urâtă perioadă în asta de 3 luni, că cred că de acolo a pornit și mi s-a întâmplat ceva, știi? Am plecat și cineva să-mi facă rău din neamul mamei mele. S-a dus și a făcut o declarație la primărie. Uite, despre asta chiar n-am vorbit cu nimeni. Și a făcut o declarație la primărie la noi și a venit protecția copilului și mi-a luat fata. Da, pasa mică, pe Maia. Nu cred. Avea Maia 6 luni. Aia a fost cea mai lungă perioadă care am stat eu plecată. Dar nu mai cântam, nu mai eram pe stradă să cânt cu acordeonul. Mă angajasem și eu normal, știi? Lucram la un restaurant, făceam curățenie, spălam vase, eram foarte bine și foarte fericită. Și cum ai reușit să ții copilul înapoi? Dumnezeu dă omului după suflet și nu dă mai mult decât poate să ducă. Când m-a sunat și mi-a zis că mi-a luat fata, atunci am făcut un șoc. Un șoc care... Mi-am pierdut controlul, îți dai seama. Da? Și în momentul când a venit, îți dai seama și nu eram așa bine ca și condiții și asta și greu să mai iei copil. Și mai ales că este ei în declarația asta, nu știu cum a putut să facă așa ceva. Dar cine a făcut, cine din familie ți-a făcut lucrul ăsta? Sora mamei mele, s-au certat ele de la... Mătușa ta? Da. Nu știu, pentru mine nu mai este. Pentru mine, în momentul de față, eu colaborez, vorbesc cu câteva verișoare și puțin din. Dar de ce ar face mele. Lucrul ăsta? Era din cauza, de un copil, adică. Din cauza banilor. Mama a avut un turneu în America atunci și ea săraca a zis, uite, stai tu cu copilul până vin eu o săptămână. Și oricum eu o plăteam de acolo, că atunci eu eram bine, munceam la restaurantul ăla, cum ți-am zis. Și când a venit, nu, că mi-ai dai toți banii, ce ai adus tu, că eu nu vă stau copilul. Păi stai puțin, că ți-a dat Ramona tot, îți mai dau și atunci, n-am pus să ți dau. A declanșat o discuție de asta, așa, a, stați că vă fac. Deci din cauza răzbune. Banilor. Da, să se răzbune. Și m-a sunat. Deci te răzbun pe un copil. Da, avea fata 7 luni. Sunt câteva poze pe Google de acolo și îți dai seama că am plecat, știi cum? De acolo, dar cum am plecat, ce, cât ăla a fost sfârșitul pentru mine, știi? Că auzisem că nu mai pot să o iau. Și m-au sunat cei de la Giurgiu și am zis, Doamne, cum puteți să-mi luați copilul? Cum? Ce am făcut? Ce am greșit? Nu există. Păi a scris în declarație că am plecat, mi-am abandonat copiii și că mama, în loc de lapte a pus alcool în biberon. Ceea ce nu există așa ceva, dai seama. Dar ce a dus mintea ca să poată să facă rău, știi? Doamne, chiar există atâta răutate? Există. Mă șochez. Da, există. Da, păi eu am trecut prin asta. Mai ales în familie, frate. Nu, adică există nu e... în mea familie. Toți vor să-și vadă interesul. Care mă... Că da, sau că vezi, ți-am zis, ce mai vine, ce mai pleacă, eu sunt la fel. Zici că sunt stană de piatră. Nu mai simt nimic. Nu, Doamne ferește, decât cei ar fi de sănătate așa, de spital, de astea mai mă afectează pe mine. Dar restul nu mai pun... Nu mai pot. Și atunci am făcut un șoc, că n-ai cum să știi când mai m-a sunat și a zis dacă fata este la noi, va sta 48 de ore și după care va fi dusă într-un loc unde nu vei mai putea să o iei până la 18 ani. Doamne! Da, trebuie să ajungi din astea 48 de ore cu dovezi că ai condiții să o iei, că ai loc de muncă și crede-mă că am făcut tot posibilul, tot posibilul, da.
am făcut, nu știu cum am făcut, am făcut rost de acte, m-am angajat pe loc, nașa ei m-a angajat la un salon de frumusețare. Eram, doamnă, cum să-mi las copilul? Și am fost cu televiziune acolo, știi, și a spus, noi nu ți-am făcut niciodată, dar uite ce scrie aici. Și de acolo am făcut un șoc și s-a declanșat o depresie. Dar nu am luat în seamă, n-am vrut niciodată să mă conectez cu lucrurile astea, pentru că am avut puterea asta să ies din orice stare. Eu ies din stări, știi, intru, dar și ies. E bine că poți să, bipolar, așa, să fii bipolară, da. Un pic, da. Dar este greu pentru că sunt stări în care, și am avut stări în care nu doream să mai trăiesc, că mi se părea deja prea mult pentru o femeie să întâmpine, și femeile care sunt singure mă înțeleg cel mai bine. Și ai avut gânduri negre? De multe ori, da. Și, păi da, cât să lupți ca un, cât să lupți ca un om? Și cine te-a readus pe linia de plutire? Păi mă uitam pe copii și îmi dădeam refrezi. Zic, doamne, dacă se întâmplă ceva cu mine, ce fac copiii ăștia? Eu n-am pe nimeni. Nu, cine? Că nimeni mai bine ca o mamă nu știe ce să facă la un copil, așa, știi? Tot echilibru și toate stările astea le-am depășit gândindu-mă la ei. Da, pentru că ele mă scoteau din orice stare. Mamă, vreau pe aia, mamă, uite așa, mamă, zic, doamne, dacă sunt... Am ferit de stările astea, știi? Și ele nu au văzut niciodată. Cel mai bine că, uite, copiii au reușit să te scoată din stările alea. Dar este cel mai bun medicament și nu am luat niciodată pastile de depresie. Nu. Am avut acum de curând, iar probabil că mai avansat față de... Atacuri de panică, am înțeles. Da, m-am trezit cu înțepături la inimă, nu știam. Bineînțeles că am fost la spital, m-a luat ambulanța. Mi-a spus ea liniștită că nu este nicio schimbare la inimă, gen să fi predispusă de vreun infarct, ferească Dumnezeu. Dar s-a declanșat gen depresia, mai anxietate. Și a zis, ar trebui să mergi să iei și tu pastile, să te controleze un psihiatru. Când dau de psihiatru, mă ia capul. Păi ce să-mi facă? Păi să-ți dea o pastiluță din plate, mă lua cu frumos, să știi. Și am zis, mulțumesc mult de tot pentru ce ați făcut pentru mine, dar eu știu ce mai bine ce cu mine. Și eu știu cum să ies din stările astea. Și tu te cunoști cel mai bine, îți cunoști corpul, da. Și... Cel mai bun lucru pentru femeie e când își cunoaște și defectele și calitățile. Da, bineînțeles. Și eu ies din stările astea făcând ceea ce îmi place. De exemplu, mă duc la sală. Da, eu sunt foarte bine. Mă duc la sală, am început să mă duc să am un opis. Da, astea chestii, îmi fac timp pentru mine și atunci sunt fericită. Da, timpul ăsta alocat pentru tine este cel mai bun, pentru că uiți de un tratament. Probleme. Exact. Și mâncare pozitiv pentru ce urmează. Și cel mai important, am tăiat după listă tot ceea ce era toxic pentru mine. Tot. Și asta îți aduce energie negativă. De exemplu, dacă stai la o masă cu cineva și vorbește, nu mai dă rău, nu mai... sau te judecă sau așa. Te încarcă negativ. Te încarcă negativ și atunci stau mai liniștită. Merg în continuare cu terapie, cursuri de dezvoltare. Foarte bine. Dacă nu am timp să ajung la birou unde fac online, ascult audio, mă documentez, citesc cărți. Mi-am dat o renaștere din asta. Se foarte poate. Important. Și nu e neapărat să ai multă școală ca să faci lucrurile astea, știi? Important este să vrei. Că dacă să ieși din zona vrei aia, să ieși din zona de confort și vrei să, exact, să fii mai condiția, bine, da. Și vrei să și nu mi-am mai dorit, suferi, exact, da, pentru că tu știi că afectează înăuntrul tău. Chiar dacă, na, uite, suntem supărați, ne trece, suntem bipolari, dar vezi că acolo rămâne undeva imprimat pe creier. Da. Dar uite, că vorbeam despre copii, Ionita nu ți-a cunoscut niciodată fetele? Nu, niciodată, nu. Păi dacă el n-a vrut să-mi dea mai recunoscut pe mine. Sunt, da, mă gândeam, nu știu, dacă a avut vreodată să le cunoască că sunt singurele nepoate. Da, da, da. Adică Fulgi nu are copii, Marga nu are copii. Sunt singurele nepoate pe care le are. Îți dai seama că e... Dar nici fetele mele nu m-a întrebat niciodată. Ele au bunicul lor. Vine ca da, dar ne acolo, pentru tine, știi, să știi. Ar fi fost frumos. Îți dai seama că pentru mine ar fi fost binevenit și este binevenit oricând, pentru că în sufletul meu, să știi, vreau să spun un singur lucru. În sufletul oamenilor încercați de viață, nu există răutate. Eu n-aș avea cum vreodată să am răutate sau ceva pe el. Și dacă mai vorbesc de el și mă vede și mă aude, să nu se supere pe mine, că e normal să vorbesc.
Oricum, eu nu am vorbit niciodată de rău, eu doar am spus ce mi s-a întâmplat. Nu ai fost supărată pe el niciodată? Am fost. Eram supărată când eram și eu rău, când trăiam în lipsuri, în asta. Normal că te supărezi, vezi părintele la televizor celebru, da, și tu n-ai ce să te pui pe masă. Normal că te supărezi. Doamne, dar de ce tocmai eu, știi? Atunci te întrebi, de ce eu? Și dacă e slab de îngeri, rămâi acolo și te duci mai rău și te faci... Dar cu Viorica, până la urmă, care a fost războiul între voi două? Că știu că au existat fel și fel de declarații și ca să le tot... Păi eu n-am nimic cu ea. Ce să am cu ea? Eu să știi că eu reacționez... Impulsiv? În funcție de cum sunt tratată. Acum, că am încredere în mine, da? Dacă mă tratez rău, e normal și eu să mă apăr. Dacă vorbești frumos, îți dau și haina după mine. Știu că la un moment dat spuneai că dacă faci nuntă, ea nu e invitată. Păi mi se pare normal, ce să caute? Vreau să vină bine, dai seama că ar fi, eu o trăiesc oricum multe din planurile mele. Sunt așa, îmi imaginez foarte mult, știi? Da. Și cum ar fi să vină un om care... Dar tu ai ceva cu ea? Adică ești ok? Dacă ai fi să o întâlnești astăzi, de acum, față în față, o saluți, vorbești frumos sau nu, ignorați total? Nu, acum am învățat și eu să fac diferența între... știi de unde am învățat? De la tata. Vezi că uite tot ceea ce mi-a făcut mie, eu am luat-o ca pe învățătură. Și cine mă supără, știi cum fac, nu cum procedez. Îl tai de pe listă, nu există. Da, nu răspund cu nimic. Și asta este armă care omoră. A încercat vreodată să te contacteze ea pe tine? Nu. Eu când eram mică vorbeam cu ea. Cum ai crescut, n-ai mai vorbit. Da, n-am mai vorbit, pentru că eu nu am ținut legătura cu ei, am ținut legătura cu familia lui și păi nu-i bine. Și televiziunile astea sunt bune de marketing, da, astea să-și facă ei, știi? Cum ar veni, vorbea în locul lui ei și atunci, ca și cum să-mi pun în minte, să nu mai vorbesc, să nu mai fac, dar eu am simțit gustul pe aici și am început să-mi plac. Da, nu vreau, adică Doamne, nu vreau să zic, vedeți, există, uite, vreau să fac acum să revină la o zi din viața mea, știi? Vreau ca oamenii, femeile în general, să nu fie așa că uneori sunt așa răutăcioase și eu sunt vedetă, eu sunt un om simplu, un om cu vise, cu visuri, știi, care îmi doresc lucruri. Mai sunt tratat așa, știi, că probabil din atâtea scrisuri și atâtea articole, atâtea apariții, da, care am avut. Da, există fel și fel de... Oamenii judecă, să știi. Judecă. Cum ai intrat în lumina reflectorilor, să știi că bă, o să primești și comentarii bune și comentarii mai dar puțin bune. Dar înainte de asta trebuie să cunoști omul, știi? Da, să stai seama cum e. Și am auzit chiar acolo în fața blocului meu, este un bar, știi? Și eu am zile și zile, tot timpul sunt aranjată profesional sau așa. Uite, de exemplu, acum am ales să mă machiez eu singură, să fiu mai naturală. Știi? Că te-ai machiat foarte frumos. Mai simplu, da, mulțumesc. Și... păi dacă vedeți, bă, asta de la Clejana lui ăla, lui Uniță, nemachiată, vă speriați. Eu nu, sunt un om normal, nu vreau să nu mai mă vadă așa. Eu nu ies nemachiată pe stradă, că n-am bube pe față, n-am vreun, Doamne ferește, vreun defect de ăsta, așa, știi? Exact. Vreau să fiu, eu sunt la fel, Ramona autentică, Ramona de la Clejana autentică. Acum am mai făcut eu puține schimbări, spre frumos, că voi foarte m-ați bine, învățat, asta da? Este important, să ai grijă de tine, că doar suntem femei, trebuie să avem grijă de noi, nu ne place nu ceva, putem îmbunătăți, da. Adică tocmai de asta există. Eu nu sunt arogant, nu sunt drea, n-am vorbit niciodată, eu sunt atentă fiecare zi din viața mea să treacă frumos. Și cât e de important treaba asta, chestia asta? Să pui amprenta pe fiecare zi din viața ta, așa este. Da. Să treacă frumos, în liniște, să faci ce-ți place. Că uite, trec zilele și cu asta rămânem cu amintirile. Știi că depinde, acum depinde de noi, nu mai depinde de nimeni. Viața noi trebuie să fim stăpâni pe viața noastră. Cu frații tăi ai vorbit vreodată? Adică să vorbești normal, să nu vă certați. Măi, iubita mea, acum pot să-i numesc eu frații dacă eu n-am băut un acum pahar. Acum noi vorbim sângele tot sânge. Știi că eu am auzit o dată la o discuție despre ei și ei au evitat să... A spus, nu cunosc pe altcineva decât pe sora mea. Acum a venit momentul... Gen fulgi pe Marga, da, zicea, nu? Acum a venit momentul să zic și eu, nu-i cunosc, știi? Mai bine pentru mine și... N-am nimic cu ei. Vorbea odată că Fulgi te amenința cu moarte, dar să te întreb. Da, a fost atunci o perioadă în care... a fost destul de mediatizată discuția. Eu am răbuvnit datorită faptului că la fel nu am fost înțeleasă. Ți-am spus că eu fac urât dacă mă superi peste
peste puterea mea de înțelegere, știi? Da. Adică nu mi se pare normal ca părinte, ca mamă în primul rând, să nu iei atitudine când copilul tău se duce și amenință, nu neapărat pe mine, știi? A, păi stai că ți-o mur, hai că mă ameninți pe mine, mă ameninți pe mine, dar dacă mi-ai amenințat de mă doare, ce iubesc, adică, și ce crezi că vin și-ți violez fetele. Așa a zis? Da, și cum, că să o registram, trimite vocale. Auzi, dacă nu e să spui că tu nu ești fata lui tata, așa, o să fac eu act de cojocul tău și o să vin să-ți violez fetele. În prima fază eu am încercat să vorbesc și să spun ce se întâmplă, am luat-o ca pe o glumă. Da. Știi? Și atunci a apărut doamna, mama lui, eu nu vreau să pronunț numele, crede-mă. Și în loc să zică, păi lasă că vorbesc eu cu el sau să zic, dar eu mamă de bătaie, că până la urmă e copil, n-ai voie să faci așa ceva. Păi bun, eu așa văd lucrurile, eu când greșeam mama, știi ce mă bătea? Vai de capul meu, mi-a părut din cap și mi-a prins foarte bine, că știu de frică, știu de rușine, bătaia e sfântă în unele. Ruptă din ai. Da, exact. Așa, dar ia. Dar în loc să zică, lasă că vorbesc eu cu el, pune-mi apoi, a, te frică că te omoară, Lia cântăreața, făcea mișto de mine, știi? Deja m-am supărat foarte tare și am fost la poliție. Astea au fost singurile mele discuții cu ei. Dintr-o dată, adică nu mi-am băgat în seamă, dar în schimb i-a venit și mă făceau urâtă, mă făceau neagră, că ei sunt bălangeni, știi? Dar mai bine așa neagră, dar să ai minte. Dar cu Marga n-ai vorbit? Adică știu că Marga poate a fost un pic mai retrasă din situațiile astea. Ea nu prea... Este un copil... Un copil... Deci am văzut nu prea s-a implicat să comenteze sau să... Nu, iubita, mai să zic că este un copil bun, că noi avem același tată și gena fetelor se duce pe tată, știi? Uh-huh. Eu cred că cum sunt eu, așa este și ea. Dar și ea a avut restricții vis-a-vis de mine, probabil. Asta să ne înțelegem, sunt de înțeles. Na, da, tată... nu am nimic cu ea. Ce să am eu? Eu am treburile mele. Foarte bine, asta da. E important. Știi ce e cel mai bine? Să facem pace cu tot ce s-a întâmplat. Eu în primul rând am făcut pace cu mine, că dacă ții ură pe un om și îl vorbești de rău și așa, nu aș ști că el ți umpli tu da. Sufletul de răutate, știi? Ce, în care eu ar trebui să fiu cea supărată, dar nu, ți-am zis că eu am grijă de zilele mele să le trăiesc frumos și o să evit să vorbesc despre ei, pentru că eu am multe altele de făcut. Eu răspund din respect pentru voi. Eu vreau să vorbesc de muzică. Exact, tot, da. Te-am chemat aici am și sunt curioasă să ne spui muzicale. Și nu. Am de făcut, am nunți care trebuie să fiu prezentă la ele, ideesele mele frumoase care mă așteaptă, care vorbesc cu ele, eu am o prietenie frumoasă. Foarte bine. Colaborări. Dar uite, spunem de muzică, cât iei pe un eveniment? Să știm și noi cu cât te chemăm, uite, la nuntă. Auzi, știi ce mi-a zis mie mama? Cine cântă și pe mult și pe puțin, cântă tot timpul. Nu e bine să ai arfe, eu stau departe de arfe, știi? Dar îți dai seama că am și eu cât un onorariu. Cât e tariful. Da, acum, vorbind de mine, uite, am prietene. Eu, dacă sunt prietene cu toată lumea, sunt prietene și le poate să confirme. Când o să apară materialul, poate să comenteze. Auzi, vrem și noi să cânti. Eu am un dar de la Dumnezeu, eu n-am dat niciun mamă darul ăsta. Sunt prietene care le știu și am zis, măi, iubita mea, eu nu pot să-ți iau ție bani. Ești prietena mea, și pe... Dacă ție îți place cum cânt, ai tu grijă de mine, știi? Eu singură. Dar dacă sunt invitată cu o formație cu asta, am și o responsabilități ca om și așa. Nu pot să aduc o trupă de oameni să vină să cânte gratis. Trebuie să aibă frumos. Fiecare... Da, frumos, eu așa, fac, crede-mă că așa fac. Pui pe primul loc pasiune, apoi da. Banii. Da, uite și colegii mei. Eu colaborez acum cu George Talent. Este o formație foarte renumită în România. Și mult talent, mult. Am văzut oameni care, cu ce oameni colaborează băiatul ăsta, eu am rămas uimită și am învățat totodată, știi? Uh-huh. De mă duc, învăț oameni de calitate, oameni de lux. Foarte tare, da? Foarte bine. Și eu niciodată l-am întrebat, auzi, aroganța asta, ci că sunt eu o mare solistă, să am eu arfe. Bă, tu nu știi când mă chem de acasă ca lăutar, ca băiat care îți merge bine, nu? Că trebuie să am și eu un salariu, că nu pot să duc nici pe degeaba gen așa, că la unul și asta o luăm, nu vreau să bătează joca nimănui, știi? Și niciodată nu deranjez sau eu nu sun, eu nu postez niciodată și dacă am o zi liberă, se întâmplă, să n-am eveniment, eu nu pot să sun liberă, eu. Dumnezeule, știi ce m-a întrebat toată cineva? Auză, tu ai și tu carnet din ăsta așa de dăți, ai și tu dățile ocupate? Agenda. Agenda, da, am zis, cum ești cu agenda? Și am zis, păi eu n-am agenda.
Și de agenda mea se ocupă Dumnezeu. Eu de câte ori am zis că nu am ceva, am avut tot timpul. Nu am făcut niciodată încurcături. Am acolo la notițe tot ce e așa important. Am fost, uite, și la tine am venit, ai văzut mai devreme, niciodată. Ești foarte punctuală. Sunt foarte punctuală și tratez lucrurile cu seriozitate. Dar eu știu așa în mintea mea, trebuie să mă duc acolo. L-am curgat niciodată nunțile. Și e foarte bine, pentru că lumea știe că dacă te va chema data viitoare, vei fi acolo, serioasă, punctuală. Pe asta ce e mai important, să nu așa, să prezinți încredere. Eu așa am văzut la mama mea. Asta am crescut cu el. Păi mama n-avea niciodată. Și cânta, înainte nunțile erau pleca joia, se făcea fedelej la noi și mai venea acasă lună. De eu n-am văzut-o pe aia cu candidă, de asta, notițe, agenda. Nu, ea știa că trebuie să cânte, venea mașina o lua, dar știa pe data de, la ora de, eu trebuie să fiu îmbrăcată că vine mașina asta mă ia. Știi? Și am crescut așa autentic. Cu cine ți-ar mai plăcea să faci o colaborare? Păi, știi că am zis că dacă aș avea un eveniment al meu personal, cea mai mare dorință a mea ar fi să fie tatăl meu. Știi? Și poate se întâmple asta, că nimic nu este imposibil. Niciodată nu știi. Da, probabil că nu o să știi unde să vină, o să fie o surpriză pentru el. Foarte frumos. Lasă să-ți ajute Dumnezeu să fie așa cum îți dorești tu. Colaborări, uite, eu niciodată nu m-am dus așa la cineva să zic, auzi ceva, vreau să te plătesc, să colaborezi cu mine. Sau că așa trebuie, așa sunt, sau hai să colaborăm. Sau am lăsat să vină totul de la sine, eu nu mă bag cu șapca, asta e de bun simț, știi? Nu fac singur acolo, nici peste, nici. Mi-mi place să fiu pe linia mea de plutire. Cine se întâlnește cu mine să știe că și eu exist, și eu sunt un om de nădejde, un om de încredere, dar nu sunt așa abuzivă să plictisesc cu oamenii. Și când ești așa, e numai de câștigat, știi? Vreau să se vede asta. Vreau să te întreb de nuntă. Când, cum, în ce fel? Că știu că de atâta timp de anunți că ai fost cerută și că nunta când? Adică ne-ai lăsat așa în, am avut, în aer. Vara trecută am avut așa, du-te, vino, știi? Și am pus naș pe George Talent, va fi nașul nostru, cu soția lui frumoasă Balgi. Așa, și chiar uite, am fost, era gata să se întâmple, știi? Și dacă am văzut că toții cântă foarte mult, uite, acum e o perioadă de iarnă și sunt foarte, foarte ocupați, ei cântă aproape zi de zi și nunta mea când să fie, că dacă e... Ei, că poate anul ăsta nu știi cum și dacă face Dumnezeu. Mi s-a părut în prima parte, zic, ei, i-am zis lui Adi, zic, tu, pe tine nu te interesează și dacă pe tine nu te interesează, nu mă interesează nici pe mine. Poate nu te interesează, poate nu vrei. Anu, ți se pare foarte implicat cu planificările. Da, și zice, păi nu că nu vreau eu, dar nu vezi că nu avem timp, toată lumea, noi cântăm, pleacă, vine, mai pleacă și pe afară cu cântările lor și am zis atunci, lăsăm așa, lasă lucrurile să mai așeze, că nu, chiar nu e în regulă să fii așa abuzivă, să hai că te iau, dacă nu-i cu japca, la urmă rămâi cu actele. Așa e. Adi se înțelege bine cu fetele tale? Au o relație frumoasă. Fetele mele, în primul rând, sunt foarte educate și foarte respectoase. Foarte important. Da. Și știe că trebuie să le respecte. Eu nu am pretenție la ele nici să-l iubească și nici el pe ele. Vreau doar să se respecte. Să se respecte asta unii, este, pe alții. Unii pe alții. La noi în casă nu există ca unul dintre ei să ridice nici măcar tonul sau privirea. Trebuie respectat. Indiferent de situație. Și el pe ele. Stați toți în aceeași casă? Fetele, asta care e cu liceu, stă cu mine, da, pentru că trebuie să ducă la liceu, dar în schimb ele s-au făcut mari, iubita mea. Și eu am casă la mama, că ți-am zis că i-am pus centrală, da. Așa, și nu mai este o viață de asta, știi, închisă, acolo stăm toți, nu avem loc să ne mișcăm, unul vine, altul pleacă, e o frumusețe, eu trăiesc o frumusețe. Foarte mișto că vă vedeți toți, că trăiți toți. Da. Și asta e cel mai important, la masă stați cu toții. Mie nu vine să cred, da. Și mie mi-e drag și lui, când hai să dai noi la fetele, hai să facem ceva, să mâncăm, știi? Hai să nu le-ai dus că trebuie duse, că asta cu școala, aia îmi doare ceva de făcut. Nu sunt așa monoton să ne plictisim unii de alții. Ba se duc pe la tata lor, ba la mătușele lor, ba la mama. E o chestie frumoasă, rău de tot, care se întâmplă în viața mea, știi? Îmi place că trăiești o perioadă foarte frumoasă și... Mă duc la cumpărături cu una din ele, ba trimite mama șoferul, adu-mi fata, cât o anții acolo, știi? N-am timp, de multe ori nu stau așa cu ele. Suntem pe drumuri risipiți. Se ne dori un copil? Dacă și el își dorește, de ce nu? Nu trebuie să aibă și el copil? Dacă el... Gen, dacă ați vorbit despre asta. Da, sigur că da. Și eu consider că dacă el este alesul inimii mele și al lui
și își dorește, eu nu-l simt forțat. Am zis că eu nu știu ce mi-o oferă viața de mâine, da. Știi? Dar nici nu fug de chestia asta, că acum fetele mele s-au făcut mari și fiecare le-am îndemnat pe drumul lor. Mai am, îți dai seama că mai sunt. Da, da, dar mai sunt etape, dar... Dar nu mai este ce a fost greu, nu, mai ales că acum este și el cu mine și contează foarte mult suportul lui pentru mine. Că eu mai pic, mai ales acum că am avut și probleme de sănătate, el este mult mai atent cu mine, știi? Și eu nu mai mă tratas mă așa ca pe copil, că eu nu sunt învățat așa. Răsfățată. Da, și mi se pare mult, mă tratează, zici că... Nu știu ce se întâmplă cu mine în toate minute. Nu sunt învățată, crede-mă, dacă eu am fost mai mult ca băieții. Ai fost independentă, ai fost mai... Da, mi se pare acum... Mi se pare așa înles, se zice, păi nu, că acum ești o viață normală. Eu te înțeleg pe tine. Dar dă-ți refresh, că nu ai ce ai fost tu să faci decât ce vrei tu. Și cu cântările, cu astea, trebuie să iei mai decizii singură. Tot ce faci trebuie să-mi spui și mie. Dacă eu te-am, eu spânzuram. Știi? Da, tu erai bărbatul, tu erai bărbatul. Sau cu gătitul, cum păi știam, nu mai găteam, nu că nu știam, că mi-am dat, a fost așa o schimbare mare pentru mine. Că timp de vreo 5-6-7 ani eu n-am mai gătit. N-am mai gătit că nu ți-am zis, n-aveam pentru cine. Fetele erau, și când mai ales când ne întâlneam toate, le luam la mine sau așa, nu mai mi-a dat să gătesc, mergeam la restaurant, mâncam. Păi, da, mai ieșea și voi în oraș, mă, vă ieșeam, mai... Dar vrei să spun că nu eram fericită, eu nu eram fericită, că după tot ce se întâmpla, cheltuiam și mulți bani și după asta rămâneam și fără ele. Acum am cheltuit mai puțin bani. Și ești cu ele. Și sunt cu ele, că fac ceva de mâncare, o ceai, vreau așa sau așa, viață normală. Știi? Și foarte sunt fericită, sunt liniștită. Degeaba, că erau zile care cheltuiam toți banii, că ziceam eu că acopăr lipsa mea față de ele, mă simțeam vinovată față de ele. Și după aia eu eram supărată, nu știu cât de fericite erau ele, dar eram supărată, știi? Și acum am mai cheltuială mai puțină și mai multă liniște și fericire. Și iubire. Da, deci asta eu spun ceea ce trăiesc eu. Bravo, mă bucur mult pentru tine. Ce se mi-încurtai că tu mă uitam așa la tine? Da, 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 da. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră încă o dată și să ne revedem cu bine. Cu mare drag și vă iubesc mult de tot și însemnați mult, voi sunteți a doua familie pentru mine. Presa, așa, presa, da? În general, da? Da. Pentru că eu am o prietenie frumoasă cu voi și niciodată nu v-aș refuza, mi-am făcut timp dacă voi m-ați invitat. Și o să spun de fiecare dată când o să vin lucrurilor pe nume, că asta e cel mai frumos. Să fii corectă mereu. Să fii corectă și să fii tu. Știi că eu am întrebat odată un patron, patron dus la un restaurant de lux, deținea multe, tot ce a apăsat pe buton se întâmpla. Și eu l-am întrebat, cum faci toate lucrurile astea de te-ai reușit? Și mi-a zis așa, trebuie să fii tu însuți. Când o fi tu, o să înțelegi. Și mă gândeam, mă, ce zici, de ce a zis? Știe el ce a zis, da? Este adevărat. Și am înțeles și eu cuvântul ăsta, l-am înțeles mai greu că nu-l înțelegeam. Trebuie să fii tu și lucrurile vin de la sine. Corectitudine. Așa e, să rămâi mereu la fel. Niciodată nu mă voi schimba și voi face schimbări frumoase, așa, cu mine, spre muzică, dar restul nu. Sufletul meu va rămâne același, că n-am cum să uit. Doar n-ai cum să schimbi nimic. Da. Tu, tot ce s-a întâmplat în viață te-a format așa și... Într-un om frumos, serios, de calitate, cum zic eu, și foarte, foarte familist. Pentru mine tot familie e pe primă lăc. Da, foarte. Să fie tot, să-i ghidez acolo, să, exact cum îmi doream eu. Când eram de vârsta Anei, mi-aș fi dorit să am un ghidator, să zic așa, știi? Și ai devenit... Am devenit așa. Eu, da. Și îmi doream poate să mă duc și eu la un liceu, uite, la Liniu Lipate, dar cu ce să mă duc, 5 clase? 5 clase? 5 clase toate, lasă, da. Lasă că ai făcut ceva cu 5 clase, știi, da, cum e. Da. Nu ți-ai mai continuat școala? Ce să mai continui cu atâtea alea pe capul meu? Am făcut și asta, curs de dezvoltare personală, să învăț ceea ce nu știu, lucruri, cuvinte, mi-e drag, mi-e foarte drag. Și nu ezit nicio stare în care să nu fac ora de curs. Câteva exerciții. Câteva, un cuvânt, îl notez, îl scriu, iar îl pronunț. Foarte până tare. Până intră în cap, știi? Mi-e drag să învăț lucruri. Ca așa a fost situația. Așa a fost situația, asta este. Unii se nasc norocoși, alții luptători. Și bă, o să fie norocoși mai încolo, că știi exact, cum e. Da. Și că toată norocul se și construiește. Dacă îți dorești, exact cum am spus și lupții, devii mentor pentru ce va urma, pentru familie, pentru viață. Sim. Uite, în momentul de față, un exemplu. Da? În momentul de față mă simt bazată să stau de vorbă cu oricine, am încredere în mine. Sunt exact cum am spus. Am și o grijă să fiu îmbrăcată frumos, parfumată, ca așa am văzut la tată, să știu că mă documentez foarte mult de la el. Îl văd cu saco și am zis eu, unde mă duc, trebuie să am saco ca tata. Da, uite, te văd cu saco. Da, deci mi-am făcut acolo, am grijă de haine, de... Da, trebuie să așa. Care e un exemplu? Singur am făcut toate astea și am furat
Și mi-a fost drag de la oameni, de pe unde am mers, de la fete. Sunt atentă cum se poartă, cum se îmbracă. E o învățătură asta care se oferă e nemaipomenită. Adevărat? Da. Fur meseria, știi cum se spune? Meserie furată, mănușa de bază. Îți mulțumesc mult de tot. Cu drag și eu vă pup și vă iubesc.